ești unul dintre cei mai artistic și creativ reprezentant al semnului Pești. Ești extrem de ambițioasă, muncești foarte mult și dacă cineva crede că ești un visător pasiv, va înțelege foarte repede cât de greșit a fost gândul său. Inspirată de propriile tale idei, ești mult mai încrezătoare în abilitățile tale decât mulți semeni ai tăi. Problemele pe care le întâlnești te entuziasmează, dându-ți posibilitatea de a-ți asuma riscuri. Atunci când imaginația ta este capturată de o nouă idee, îi vei dărui tot timpul tău. Previziunile tale depășesc adesea intuiția obișnuită, iar tu instinctiv știi ce să faci și când să faci. Ai un sentiment natural de exprimare artistică a multor lucruri, care într-o oarecare măsură te ajută să nobilizezi o realitate destul de prozaică. Te străduiești sincer să aduci frumusețea în viața de zi cu zi, uneori chiar în detrimentul unor activități mai serioase. Cu toate acestea, cei care te percep ca persoană extrem de frivolă care stă undeva cu capul în nori, sunt adesea surprinși de caracterul tău practic. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: delicatețe, dezinteres, simpatie, curtoazie, plasticitate, reverie, eleganță. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Semnul zodiacal îți oferă o abilitate creativă dezvoltată și capacitatea de a juca cu adevărat pe scenă. Cu toate acestea, ai ambiții, poți deveni orcaholică foarte departe de poziția unui visător, sau dimpotrivă petrecând zile și nopți în lene pe canapea. Spre deosebire de influența semnului zodiacal, ești foarte încrezătoare în sine, pe măsură ce îți atragi puterea din propriile idei și proiecte. Dificultățile nu te sperie, nu îți roze unghiile, ci, dimpotrivă, te întreci în fapte și te pui în pericol. O nouă idee care te captează, îi dai toată puterea sufletului tău. Intuiția ta afectează atât vrăjmașii, cât și prietenii, uneori funcționează asemănător unei previziuni. Folosește adesea logica care te ghidează, dar de obicei nu-i permiți să te îndrume în privința vieții private. Dacă dorești, poți să te relaxezi complet și să întârzi la întâlniri importante sau să ignori acordul convenit anterior. Cu toate acestea, ești incredibil de punctuală în organizarea muncii tale. Îți calculezi ziua aproape minut cu minut, încercând să-ți îndeplinești planurile cu atenție și cu grijă. De regulă, tu nu permiți stării tale să influențeze cursul evenimentelor din viața ta.
Deși ai nevoie de o disciplină mai mare, absența ta nu este fatală. O mare atenție o acorzi aspectului tău. Principiul estetic joacă un rol imens. Tu nu te îndoiești deloc că estetica conduce succesul. Poți reuși în mod semnificativ în cazul în care este necesar să arăți farmec, aptitudini diplomatice considerabile, oportunitatea de a apăsa ușor și de a merge mai departe. Sentimentele tale estetice sunt parțial exprimate în eleganța cu care tu îndeplinești toate trucurile carierei tale complexe. Ai capacitatea de a plasa formularea deasupra conținutului, dar în așa fel încât conținutul să beneficieze de acest lucru. Poți fi foarte dură cu persoanele care nu sunt educate, au maniere nepotrivite, sunt nepoliticoase sau pur și simplu proaste. Îți place să râzi și ești bucuroasă să-ți petreci timpul într-o companie caldă și familiară. Urăști problemele, în special cele personale. Dificultăți care apar în mod inevitabil în calea ta, le depășești cu ușurință. Cu toate acestea, în ceea ce privește familia, puțini sunt capabili să se alăture ție, din cauza cererilor crescute pe care le ai asupra altora. Dacă vrei să fii fericită, ar trebui să cultivi toleranța față de ceilalți. Fiind o femeie incredibil de bine organizată, în situații dificile trebuie să-ți împiedici impulsurile inimii. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești feminină, romantică, fermecătoare, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 1 martie soarta ta? Ești dotată cu o mare creativitate și multe abilități. Ești incredibil de artistică, dorești să aduci numai frumusețe lumii. Dar, pe lângă aceasta, ursitoarele te-au înzestrat cu inteligență activă și minte curioasă. Tu posezi puterea incredibilă a spiritului și perseverența caracterului, dar problema este că tu însăți nu ești pe deplin conștientă de puterile și abilitățile tale. Tu te afișezi lumii ca fiind un adevărat estet, cunoscătoare a frumosului. Tu nu poți tolera supărarea lumii înconjurătoare, încerci în orice fel să te lupți cu obișnuința ta. Talentul tău real este capacitatea de a crea breșe și pauze pentru a vedea lucrurile într-un mod complet nou. Fără nicio dificultate, din cele mai obișnuite și mai simple lucruri, tu poți crea ceva frumos și unic. La urma urmei, tu consideri că este datoria ta să transformi lumea, să o saturezi cu culori vii. Dar foarte des se întâmplă să fii prea dependentă de acest proces și să uiți de lucruri vitale, să nu ți mai îndeplinești îndatoririle. Poți fi un real copil al muzei, o femeie creativă care nu se adaptează absolut realităților vieții. Nu vei adera niciodată la treburile casnice, nu ești interesată de finanțe, ești absorbită doar în munca ta. Constelația peștilor îți determină tipul artistic. Tu nu recunoști bogăția și puterea. Mergi în viață unde te duce curentul, dar nu este ciudat, acest curent te aduce exact unde trebuie să mergi. Nu respecti convențiile sau ordinele. În munca ta, te bazezi pe instinctele tale și rămâi întotdeauna credincioasă instinctelor tale. Prin urmare, este mai bine să lucrezi pe tine însăți pentru a nu-i expune pe alții și să nu-ți limitezi libertatea de acțiune. Poți fi extrem de indecisă și, uneori, chiar timidă. Dar, pentru a-ți arăta potențialul maxim și natura creativă largă, trebuie doar să înveți să-ți înăbuși timiditatea și modestia. Altfel, îți va fi foarte dificil în viață. Nu uita de detractori și invidioși, care nu ratează ocazia de a-ți provoca daune. Pentru a putea respinge toate atacurile dușmanilor, trebuie să-ți arăți caracterul și voința. Atunci vei putea să rezolvi toate necazurile și să-ți asiguri o viață prosperă plină de creativitate și hobby-uri. Din cauza dorinței de a transforma lumea,
ești foarte critică față de aspectul tău. Pentru tine, este vital ca întotdeauna și peste tot să arăți bine. Deși din aceasta rezultă o lipsă de creativitate, ești foarte fixată pe manifestarea exterioară a frumuseții, pentru că cochilia este mai importantă decât conținutul. Deci, cu tine însăți, în căutarea perfecțiunii aparenței, nu îți pasă deloc de îmbogățirea lumii interioare, uiți de dezvoltarea personală. Este demn de remarcat faptul că datorită farmecului și frumuseții tale, îți este foarte ușor să manipulezi pe cei din jurul tău și să-ți atingi obiectivele. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești un partener complet romantic, pasional și iubitor, răspunzând cu ușurință dorințelor unui iubit. Cu toate acestea, ești prea idealistă, inima ți se poate rupe, iar iluziile să se prăbușească dacă totul merge prost, față de cum ai crezut. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu Rac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tinzi să percepi lumea prin prisma artistică. Adesea vezi partea neatrăgătoare a realității printr-un voal romantic. Ești un estet și apreciezi frumusețea evenimentelor și a fenomenelor, uneori chiar în detrimentul situației. Dar aceasta nu înseamnă că practicitatea nu este familiarizată cu tine sau că tu ești frivolă. În munca ta, tu încerci să urmezi rațiunea și logica, însă această abordare este considerată inacceptabilă în raport cu viața personală. Se întâmplă să nu fii punctuală, să întârzi pentru o întâlnire importantă de afaceri sau să uiți de promisiunea ta. Dar, de obicei, îți organizezi munca conform unui plan strict. Tu încerci să-ți restrângi emoțiile astfel încât să nu-ți afecteze munca. În general, disciplina și autodisciplina sunt foarte importante pentru tine, ajutându-te să păstrezi în interior spiritul de lucru. Ai orientare bună spre afaceri sau politică, știi foarte bine cum să fii fermecătoare, diplomată, când să forțezi nota și când nu. Sănătate și boli. În ceea ce privește sănătatea, rareori asculți sfatul medicilor și chiar absolut nimic, ignorând avertizarea medicilor despre posibile boli. Rareori urmărești regimul zilnic, dietele și exercițiile le neglijezi, motiv pentru care te îmbolnăvești. Ar trebui să fii mai responsabilă în privința sănătății tale, să vizitezi mai des medicii și să asculți sfatul lor. Este extrem de important să alternezi munca și timpul liber, precum și să acorzi o atenție sporită sportului. Masajul va fi extrem de util. Soarta și norocul. Ursitoarele te-au înzestrat cu o imaginație bogată, cu abilități mentale mari, sufletul tău este vulnerabil, având o energie internă enormă, ești totuși indecisă. Vei avea o viață agitată, plină de tot felul de evenimente, situații schimbătoare. Trebuie să-ți schimbi caracterul, să devii mai hotărâtă, mai intenționată. Ai mulți prieteni, dar și câțiva dușmani care nu vor pierde șansa de a crea probleme pentru tine. Ai oportunități mari de a-ți crea o viață prosperă pentru tine însăți. Sfaturi pentru tine. Acorzi o mare importanță frumuseții exterioare și ești pregătită să te îngrijești cu atenție. Tu crezi că succesul tău se datorează estetismului. Prin natura ta, ești diplomat moale, carismatică, numai presiunea moale o consideri acceptabilă și preferi să acționezi treptat.
Folosești șmecherii și trucuri în încercarea de a oferi eleganță și farmec. Te înfurie ușor oamenii nepoliticoși și neputincioși, cărora le poți arăta intransigența ta. Nu căuta mereu o cale de scăpare. Consolidează latura mai agresivă a naturii tale. Descoperă ceea ce ți se potrivește cu adevărat, dar fii atentă să nu te lași copleșită de rolul tău. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.